Da. Dunhill. Pentru fumătorii de Dunhill. Nu e pentru fumători. Cum în sigara aia, Dunhill, da? Nu mă așteptam. Adică eu am mai de mult parfumuri de astea, am văzut, dar nu mă așteptam să facă. E ca și cum ar face Marlboro parfum și Kent la fel. Parfum Kent. Nu știu, Dunhill. M-a fost așa un șoc pentru mine când am văzut parfum Dunhill. Na. Deci, ăsta e de toilette, 75 ml, îi spune Dunhill London Pure. Nici măcar nu știu, pure, pur. Uite aici. Arată bine cutia așa, de... O arde așa în... În luxury. Deci, nu știu ce, pe aici am... Dunhillfragrance.com, am înțeles, deci au domeniu separat, cum ar veni. Dunhillfragrance.com, nu-i Dunhill.com. Adică cum a venit, e nișa se... Bun, pentru oamenii care interesează ce înseamnă un business și tot așa. Bun, stai să vedem. London. Care-i faza, fii atent aici. Dunhill, London. London, nu înseamnă în Anglia. După care spune așa. By Inter Parfums, USA, nu știu ce. Champs-Élysées. Rond Point, Champs-Élysées, Paris, France. Deci mai veni, e London, da? După care vine faza că Paris, France, și după aia scrie Made in USA. Care-i faza, frate? Ce se întâmplă aici? Ce se întâmplă? Alții distribuie, alții îl ambalează, unii îl fac. Made in USA înseamnă că e făcut în America. Făcut în America, apă de toaletă, apă de toalete, natural spray. Apă de toalete din asta. Oh, și asta acum ar veni. Ai tot la fel cutie din asta premium, cum s-ar spune, da? Ca să protejeze sticla. Ia. Băi, arată în manifel, la modul cel mai serios, cred că e una din sticlele mele preferate de cum arată. Ia, capacul. De ce nu? Băi, ce capac, în sfârșit, am pus mă pe niște capace pe aici la Versace, niciunul nu avea. Băi, din fier, greu, greu. Deci, ia. Ai, ai. Încă o dată. Satisfying, cred. Da. Cam așa arată. Da. Și... Băi, da, arată într-un mare fel. Ia, stai un pic. E așa un fel, parcă e... Vezi, dar scrie aici. Scrie aici Dunhill. Da? Adică îi mare, mare chestie. Cum arată, da? Bă, dar este o muscă, băi, frate, bolnavi acum, băi, îi... Nu mai pleacă odată, bă, băiatul, a venit iarna, bă, băiatul, nu mai pleacă odată. Stai să vedem cum miroase, mă, frate. Deci, ți-am spus, uite, acum, deci, pe spate, bam, bam, pac, capac. Bă, da, capacul pare, ți-am zis. Ăsta, deci dacă ăsta l-ai luat și ai dat, ei spart căpățâna. Ei spart căpățâna cu siguranță. Ia să vedem. Deci. Hai să vedem cum miroase, mă. Bă, da, bine mai ales. Pur și simplu, sunt impresionat de sticla asta. Bă, e fix așa, stilul meu, cum îmi place mie. Aici mi-a luat fața. M-a păcălit aici. Bă, nu îmi place miroase. Nu îmi place. Poate acum în aer, dar hai să mă dau undeva. Hai ca să facă țăranul, țărușul, țăruș maxim. Dar arată mai bine decât miroase. Nu-mi place, frate. Nu-mi place. Ia. Hai să dau un palm, dar nu-mi place. Ia, stai. Stai pe frecvență. Hai că nu chiar de rău. Nu e de rău, dar nu e nici atât de... Nu, nu m-aș parfuma cu el. Nu e stilul meu. Nu mă prinde, frate, ăsta. Ăla, Dunhill, ăla, altă, ăla, sticla aia, Icon, cum îi spune? Ăla îmi place, al dracu, e așa foarte special, așa mirosul. Ăla,
Asta arată mai bine sticla pentru mine decât cum miroase. Mie nu-mi place, nu-i stilul meu, nu mă prinde. Dar în schimb capacul ăsta, deci încă o dată, pur și simplu mă impresionează. Capac din metal. Capac din metal, greu. Și pur și simplu, de aici mă mai și prinde. Știi cum e când pui mâna pe un lucru și vezi dacă e sau nu e de calitate. După, cu fiecare detaliu, cum e făcut capacul ăla, cum e făcut aia, s-a dat, știi chestiile astea. Da, arată sticla într-un mare fel, așa mată, știi? Se simt, mai vine o ții în mână și se simte bine, așa, în naibii. Și aici, cum vine ea în valuri, așa, știi? E exact ca televizorul ăsta, că am un televizor tot la fel. Cred că o să facă o filmată la televizor să vezi ce înseamnă. Televizor să dai, să spunem, nu știu cât a costat, dar l-am mai de mult. A, nu, eu, ai mei, l-am luat mai de mult. Stă în cameră la mine. A dat pe el, da bine, asta e subiect off topic, a dat pe el pe bun. Nu e aici ca să spun că a dat bani mulți sau de asta, nu e. Dar așa că e de ce înseamnă să cumpere niște lucruri care nu le folosești la potențial maxim. 50 de milioane, Samsung, de eu nu l-am mai aprins de peste un an de zile, că eu nu mă uit la televizor. Nu l-am aprins deloc, nu mă interesează ce se întâmplă la televizor, nu-mi pas. Da, Dunhill, bă da, aici și aici, cum arată aici. Cum scrie așa în sticlă, păi... Cum ar veni sticla e mată așa și e ca și cum ar fi transpirată sau așa aburită și aici e Dunhill. Ai că arată în mare fel. Da. Cam asta e. Hai, ne auzim, pa!